Vicepreședintele Sindicatului Europol Ioan Cănărău a declarat că polițiștii nemțeni sunt evaluați anual în funcție de numărul de sancțiuni aplicate cetățenilor. El a precizat că agenții de teren trebuie să se întoarcă la sediu cu un număr minim de amenzi aplicate pentru a nu fi luați la întrebări de superiori. Indirect, polițiștii sunt într-un fel forțați să atingă un anumit număr de amenzi ca să primească un calificativ de foarte bine, zic eu, pentru că polițiștii sunt evaluați anual și în funcție de acest indicator cantitativ, zic eu, aplicat greșit, numărul de amenzi aplicate într-un an de zile. Șefii spun că nu se stabilește o țintă, un target, dar se creează o competiție între polițiști, pentru că atunci când îi evaluează, polițiștii care aplică mai multe sancțiuni primesc și un calificativ mai bun. Și noi nu am fost de acord cu acest aspect. Cum ați văzut și dumneavoastră în această postare, am făcut referire la un articol din presă în care un polițist și un jandarm erau lăudați că au intervenit prompt la o intervenție și cetățenii care au asistat la acea intervenție erau foarte mulțumiți de polițiști. Noi credem că acesta ar trebui să fie un criteriu de evaluare a polițiștilor, faptul cum sunt ei apreciați de către comunitate. Și de aceea am spus că șefii uneori greșesc când îi obligă între ghilimele pe polițiști, creând această competență între ei, să aplice cât mai multe sancțiuni pentru a primi și un calificativ mai bun la sfârșit de an. Concret, Ioan Cănărău spune că au existat situații când agenții au fost retrimiși în teren pentru a mai da niște amenzi. În trecut au fost situații când polițiștii erau verificați aproape de ieșirea din serviciu și erau trimiși înapoi în teren pentru că au venit cu un număr prea mic de amenzi. Sau dacă un polițist, de exemplu, într-un raport de activitate nu scrie că în acea zi a aplicat vreo amendă, șeful ceartă și spune, băi, dar de ce n-ai venit cu ceva în tolbă? Pentru că nu mai scăpăm, din păcate, de aceste mentalități învechite care sunt copiate, mă repet, din păcate, și de alți șefi mai tineri, polițiști, nu milițeni, cum le spunem noi celor vechi, au rămas aceeași mentalitate, zic eu, rea. La bilanțuri totul se transformă în a compara activitatea de un an, dintr-un an într-altul. Am dat un număr de nu știu câte amenzi anul trecut, anul ăsta avem mai multe sau mai puține. Asta nu înseamnă că polițiștii nu trebuie să fie fermi. Ei trebuie să-și facă datoria și acolo unde se impune să aplice și amenzi. Din păcate să știți că multora nu le pasă că au primit o amendă de la polițiști pentru că statul nu este capabil să recupereze acele sume datorate. Există și exemple de polițiști care nu s-au conformat acestor reguli impuse de superiori și care au contestat calificativele pe care le-au primit. Din situația statistică rezultă că agentul a aplicat în anul 2017 un număr de 36 de contravenții, media pe birou fiind de 112,8 contravenții per polițist, iar la capitolul infracțiuni constatate, agentul are constatate un număr de 3 infracțiuni, media fiind de 3,21 de infracțiuni per polițist. Ori, în cazul acestui indicator, agentul se află mult sub media biroului. Ioan Cănărău a precizat că polițiștii ar trebui să meargă mai mult pe prevenire și nu pe sancționare și că este greu ca un agent care trebuie să patruleze într-o zonă liniștită a orașului să strângă un număr de sancțiuni care să fie pe placul superiorilor. De asemenea, competiția care apare între colegi nu este una care să le aducă beneficii.